Pianistul și compozitorul Bogdan Ota este artistul român cu una dintre cele mai spectaculoase evoluții naționale și internaționale. Un nume sonor în industria muzicală contemporană, Bogdan a vândut peste 30.000 de albume și a concertat în Europa, Australia și Statele Unite ale Americii. Odată reîntors în România, în primăvara anului 2022, Bogdan s-a stabilit la Botoșani, locul în care a decis să-și lanseze oficial albumul Bliss, compus în Statele Unite. Un concert mare, mai mare decât celelalte pe care le-am făcut. Voi avea lucrări de pe al treilea album, albumul Bliss, lansez aici oficial la Botoșani. Voi avea și lucrări de pe al patrulea album, alea vor fi în avantpremieră, să știe lumea la ce să se aștepte în viitor. Voi avea, bineînțeles, și din lucrările vechi, care sunt foarte îndrăgite de public și voi aminti câteva dintre ele. Foarte multă tehnologie în scenă, multe ecrane, 8 camere video care vor prelua imagini din scenă, astfel încât chiar dacă unii din public sunt, să zicem, în poziții mai puțin avantajoase ca poziționare în sală, cu siguranță vor vedea cât se poate de mare tot ce se întâmplă în scenă. Spectacolul Bliss, ce va avea loc mâine de la ora 19 la Casa de Cultura Sindicatelor din Botoșani, va pune în scenă lucrări de pe albumul cu același nume, piese în premieră internațională ce urmează să fie incluse pe al patrulea album al artistului, dar și unele compoziții ce l-au făcut celebru. Voi avea, da, balerini, chitariști, baterist, orchestră de coarde de la Iași, lumini ca la festivalele de muzică electronică, va fi un spectacol total. Ai mai avut unul în urmă cu 10 ani, spuneai? Acesta va fi cu totul alt. Asta va fi mult mai mare, mult mai multă pregătire de data asta și mult mai multă tehnică implicată. Experiența spectatorilor va fi fabuloasă grație îmbinării originale a mai multor arte, muzică, balet, proiecții video, joc de lumini, în stilul mega producțiilor de pe scenele Las Vegasului. Concertul va dura o oră și jumătate.